Începând de astăzi și până duminică, Colegiul Farmaciștilor din România, filiala Iași, cu sprijinul Primăriei Iași, organizează o campanie de colectare corespunzătoare a medicamentelor rămase neutilizate, provenite de la populație. Sub genericul medicamentele expirate sunt deșeuri periculoase, fii responsabil, colectează corespunzător, farmaciștii ieșeni își propun să informeze și să educe populația în ceea ce privește păstrarea unui mediu curat și sănătos, să contribuie la protejarea sănătății și siguranței publice, precum și la minimizarea generării de deșeuri. Primăria municipiului Iași va asigura amenajarea punctelor de colectare.